Pentru că urmează să citesc un text din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, vreau mai întâi să binecuvintez pe Domnul potrivit versetului 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și tuturor vă adresez versetul 2 de la începutul epistolei: Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Să citim acum capitolul 4, versetele 17 la 24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietrenimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Doamne, ajută! Dragii mei, subtitlul Păgâni sau sfinți? Vreau să abordăm acest text în contextul întregii epistole și chiar mai mult al scrierilor apostolului Pavel și al învățăturii scripturilor. Se disting două categorii de oameni, așa cum scrie și în acest text și cum am intitulat acest cuvânt, păgânii, versetul 17, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, și cealaltă categorie, sfinții, oameni, potrivit ultimului verset, care au chipul lui Dumnezeu și o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, sau cum sunt numiți în 2 cu 19, sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Aceste două categorii sunt întâlnite și sub alte titulaturi în scrierile apostolului Pavel. Tot aici, în Efeseni 2, scrie despre cei din tâi, despre păgâni, de la versetul 11, netăiați în prejur, 12, fără Hristos, fără drept de cetățenie, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu. Sau, cum scrie tot aici în 2 cu 1, despre această categorie din care am făcut cu toții parte, oameni morți. În 1 Corinteni 3 sunt numiți în mod repetat oameni lumești. Versetul 3, versetul 4, oameni de lume. Așadar, o categorie ce aparține întru totul sistemului de gândire din lumea aceasta, coordonat de diavolul și cu un destin asociat diavolului. Și altă categorie, numită aici sfinți, sau în 5 cu 8, copiii ai luminii, în contrast cu ceilalți care sunt, cum spune și în 1 Tesaloniceni 5, nu ai zilei, ci ai nopții și ai întunericului, sau cum sunt numiți în Roman 8, duhovnicești, nu firești. Și evident că denumirile sunt și altele, dar ideea se înțelege. Două categorii de oameni, cu o gândire, cu un comportament și cu un destin absolut diferit. Să îi luăm pe rând. Mai întâi, păgânii.
și să ne amintim vorba aceluiași apostol adresată lui Tit, citesc din capitolul 3 al epistolei, versetul 3, că și nu eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind de răutate și în pismă, vredni să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Sau cum scrie tot Apostolul Pavel Corintenilor în a doua epistolă, în capitolul 12, de la versetul 20, mă tem să nu găsesc câlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfel, îngâfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să trebuia să plâng pe cei mai mulți ce au păcătuit mai înainte. Și aceeași expresie o întâlnim la el în 1 Timotei, capitolul 1. Viața de mai înainte și viața de acum. Că păgâni, oameni fără Dumnezeu, străini, morți am fost toți, mai mult sau mai puțin. Cum au ajuns oamenii așa? Pentru că la fiecare dintre aceste două categorii vreau să observăm procesul prin care au ajuns în această stare și starea în sine. În textul citit, Efeseni capitolul 4, ne sunt date următoarele detalii. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Adică o gândire bolnavă, de avalma, fără reguli, fără principii sănătoase. Aici este scris în continuare, versetul 19, și-au pierdut orice pic de simțire. Înseamnă că au avut, că de aceea au pierdut. De exemplu, în societatea zilelor noastre, în urmă cu nu mai mult de 30 de ani, lucruri care acum sunt o normalitate, atunci erau ceva ieșit din comun. Ce să mai spunem de o altă perioadă, de mai înainte. Și tot aici scrie, s-au dedat la desfrânare. Și nu știu dacă a fost vreo vreme în care oamenii să fie mai dedați la desfrânare ca acum. Și cananiții au fost desfrânați, și grecii au fost desfrânați. Dar n-aveau mijloacele tehnice ce sunt acum, ce contribuie într-un mod îngrozitor de degradant la desfrânare. Iată că ceea ce se întâmplă e un fenomen specific oamenilor aflați sub influența demonică, așa cum scrie și în Cartea Genezei, că oamenii înainte de potop, versetul 12, că doar atunci, începând de la Adam și Cain, îl știau de Dumnezeu. Și cum trăiau mult, erau străbunicilor care știau clar lucrurile. Dar scrie aici în versetul 12 că orice făptură își stricase calea. Acest proces al degradării este surprins poate mai detailat în Romani, capitolul 1. Unde scrie de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Și fac aici o paranteză, sunt așa de trist să aud despre unii oameni că au avut părinți credincioși sau unii chiar că în tinerețe ei au frecventat adunarea, unii chiar s-au botezat și între timp au ajuns în stări foarte păcătoase. Oamenii descriși aici l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat treptat.
au schimbat, iar au schimbat, scrie, și Dumnezeu i-a lăsat. Este libertatea care El o acordă oamenilor. Și dacă Dumnezeu nu va interveni în societatea actuală, cei ce vor trăi vor fi martori la o degradare continuă. Diavolul nu are limite, nu doar că se pierde sfințenia, dar nu mai există nici o gândire umană, cum scrie apostolul, nu vă învață chiar și firea. Se pierd funcțiile conștiinței și oamenii se duc tot mai departe înspre păcat, fără limite, dezumanizare, demonizare chiar. Să privim acum la starea de degradare, cum o descrie apostolul aici, ca urmare a acestui proces de degradare. Efeseni, capitolul 4, ne spune că oamenii aceștia au mintea întunecată. Imaginați-vă un om care nu vede. Toate înscrisurile sunt inoperante pentru el. Nu-l ajută. Mai departe, sunt străini de viața lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar fi cu totul și cu totul într-o altă lume și lucrurile sfinte ar fi de nerecunoscut. Altă imagine, neștiință. Da, se observă că oamenii din vremea noastră, cum mi-amintesc că spunea cineva, nu știam cine este Iisus Hristos și merea sfială să întreb. Au ajuns plin de orice fel de necurăție care o săvârșesc cu lăcomie. Și aceste stări sunt descrise și în alte imagini în Biblie, dar noi le vedem în jur. O spune în Romanul că oamenii au ajuns plin, sau cum scrie în Galateni 5, după ce e numărul listă de stări vinovate și altele asemănătoare cu acestea. Lumea din jurul nostru este într-o neștiință, într-o stare păcătoasă, fără limite. Și cum scrie în capitolul 5 că asta nu poate să rămână neobservată și netaxată de Dumnezeu. Efeseni 5 de la versetul 6, după ce enumeră și aici stări vinovate, zice așa: din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători, că neascultarea, degradarea i-a adus aici. Peste lumea noastră atât de murdară, care se complace în aceste stări, planează mânia lui Dumnezeu. Securea este la rădăcina copacilor. Și uneori mă gândesc, și nu de puține ori, oare mai sunt oameni în lumea asta care conștientizează ce așteaptă? Sau sunt total absurzi, total necredincioși? Mai există vreo teamă de Dumnezeu? Sau socotesc că totul este pe mâna lor? Dumnezeu să aibă milă. Și cum a scos pe mulți din aceste stări, să mai scoată și alți oameni la mântuire. Așadar, dragii mei,
lumea s-a degradat și a ajuns într-o stare foarte, foarte decăzută. Fără să mai aibă frâu la păcat, fără să mai aibă și să dorească să știe ce este bine, se duci întru totul de diavol. M-am gândit de asemenea la oameni care efectiv aderă fățiși la închinare în fața diavolului. Și în Apocalipsa scrie că oamenii se vor închina balaurului. E îngrozitor doar să ne gândim până unde poate să ajungă umanitatea. Oameni creați după chipul lui Dumnezeu. O lume pierdută total, care va fi nimicită total. Cum scrie în Apocalipsa 14, aruncă-ți cosorul și tu unde via că-i coaptă. Asta înseamnă că oamenii ajung la culmi ale păcătoșeniei, când mânia lui Dumnezeu trebuie să intervină. Aș vrea să privim acum la ceea ce ne interesează, de fapt, la sfinți. Ni se spune să nu mai trăim cum trăiesc păgânii, să trăim cum trăiesc sfinți. Dar cum să ajungem noi din păgâni sfinți? Am aflat care a fost traseul degradării? Care este traseul redevenirii sau devenirii în viața de sfânt? Potrivit celor scrise în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, este scris că Dumnezeu a rânduit, de altfel întreaga epistolă este cristologică și eclesiologică, Domnul Iisus Hristos a rânduit biserica. Biserica are un rol major în sfințirea oamenilor, prin slujbele care au loc, prin darurile duhovnicești. Cum spune în Corinteni, capitolul 14, o cântare, o profeție, un cuvânt, ca să ne trezim, să ne luminăm. Este scris aici că noi putem să ajungem să cunoaștem, să creștem în cunoaștere și fiecare să-și primească, potrivit lucrării fiecăruia, creșterea. De aceea, dragii mei, dacă vreți să deveniți sfinți, să știți că asta are loc prin biserică, nu ca instituție, ci ca organ funcțional, ca trup al Domnului Iisus Hristos. Apoi, trebuie să știm că după cum degradarea a început de la minte, regenerarea începe tot de la minte. Textul nostru spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Versetul următor, potrivit adevărului care este în Iisus, în care ați fost învățați. Versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre. După cum scrie și la Roman, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce trebuie să priceapă mintea noastră atunci când venim la biserică? Ce trebuie să se predice ca oamenii să înțeleagă, să învețe? Epistola către Efeseni este foarte explicită în această privință. Se face referire la planul etern. Și în capitolul 1, citesc de la versetul 17, apostolul e arătat cum s-a rugat
Și cred că trebuie să ne rugăm și noi la fel, ca oamenii să priceapă, nu doar să se lepede de rău, să înțeleagă felul în care s-a desfășurat rău și ce soartă are și să priceapă la ce suntem noi chemați. Citez, și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Hristos, Tatăl slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii și să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat în Hristos prin faptul că L-a înviat din mor și L-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Da, și scrie aici de veacul viitor, de proiectele lui Dumnezeu. Când auzi ce a plănuit Dumnezeu pentru noi ca oameni păcătoși, cum eram toți până la un moment dat al cercetării, al luminării minții, cum spune și la 2 Corinteni, capitolul 4, prin cei formați în biserică și rânduiți pentru iluminarea oamenilor. Versetul 4. Deci cei necredincioși, căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina. Deci Dumnezeu a zis, versetul 6, să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavele Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci proiectorul acesta al Cuvântului este o lumină prin care scoate în evidență proiectul divin în Domnul Iisus Hristos. Stare în care se luminează mintea. Cum spunea un frate, eu dacă nu mă pocăiam nepriceput, muream. Și a fost întrebat cum. Nu înțelegeam rostul lucrurilor, de unde se începe și încotro se îndreaptă. De aceea, dragii mei, să citim cuvântul, să mergem la biserică. Acum spun asta în perioada când nu putem să mergem. Datorită acestei pandemii am fost opriți. Dar putem citi, putem audia, putem să ne sunăm la telefon, putem să ne sfătuim cu psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cu învățături sfinte, ca să pricepem la ce suntem chemați. Oamenii se tem, unii spun că trebuie vaccinați, alții spun că asta este o afacere sau mai mult un plan demonic decât o afacere, nu știu exact ce este. Eu una știu, că Dumnezeu are o împărăție. M-a sunat un frate indignat pe ce se întâmplă pe oamenii responsabili din lumea asta care au planurile lor. Și i-am zis, auzi, dar noi așteptăm împărăția lui Dumnezeu. Și oarecum, indignat poate, sau cel puțin așa am înțeles, i-a zis, tu ești pe altă lume. Da. De îndată ce aflăm de proiectul divin a mântuirii, ni se luminează inima, ni se deschid ochii și prin credință ni se mărește viziunea. Apostolul Pavel, vă citesc din Filipeni, capitolul 3, făcea referire la lucrurile pământești și la lucrurile cerești. Și spune în final, în versetul 19 și 20, sfârșitul păgânilor, să spunem, va fi pierzarea, Dumnezeu este pântece și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. De aceea scrie și versul 15, gândul acesta al țintei noastre să ne însuflețească pe toți. De asemenea, în Coloseni, capitolul 3, o epistolă oarecum asemănătoare cu Efeseni, scrie în versetul 1, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, și asta, între altele, înseamnă dacă ni s-a luminat mintea să pricepem chemarea, planul lui Dumnezeu, să acceptăm oferta sa, să umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe
pământ. Și în acest proces, scrie aici în Coloseni 3, de la versetul 5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Ce înseamnă asta? Scrie și de la versetul 8, lăsați-vă de toate acestea. Și exact ca în Efeseni 4, scrie de la versetul 10, hai și de la 9, dezbrăcați-vă de omul cel vechi cu faptele lui, îmbrăcați-vă cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință, că totul pleacă de la lumina cunoștinței, după chipul celui ce l-a făcut. Astfel, dar, ca niște aleși lui Dumnezeu, versetul 12, sfinți, observați identitatea, categoria de care vorbim, și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și lista continuă până la echiparea cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Adică în procesul degradării a contribuit mintea, sau mai degrabă zis, n-a contribuit, că s-a întunecat și oamenii nu gândesc. Și poftele, datorită naturii decăzute, în procesul regenerării, este exact reversul. Totul pleacă de la minte, de la o gândire sănătoasă, luminată, cu o nouă viziune, și apoi asta presupune controlul poftelor. Ceea ce numește apostolul răstignirea, sau aici dezbrăcarea. Răstignirea este un sens mai dur. Dezbrăcarea presupune ceva mai ușor. Pentru că sunt stări de care ne putem dezbrăca, le putem abandona cu mai puțină greutate. Altele sunt încăpățânate, se luptă cu îndrăgire, de aceea scrie aici în Coloseni 3, omorâți-le. Sau, cum vă citesc din Galateni, din capitolul 5, a versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei, că acestea ne făceau nouă probleme, că scrie în Iacov 1 că păcatul vine prin poftă, așa a venit de la început și așa va fi până la sfârșit. Da? Deci, iată procesul revenirii, redresării noastre, iluminarea minții, se preia controlul întregului trup și, cum spune Apostolul în Corinteni 9, este ținut în frâu. Îi se administrează cele necesare, cum spunea cineva, cu trupul trebuie să ne purtăm ca și cu un prieten, dar uneori trebuie să-l tratăm ca pe un dușman. De fapt, nu trupul în sine, trupul păcatului, cum folosește terminologia în Roman, capitolul 6, să fie dezbrăcat de puterea lui, pentru că oamenii s-au obișnuit într-un anume fel, s-au dedat și apoi s-au obișnuit în mod păcătos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în acest proces, să depunem efortul necesar. Acesta e contextul epistolei către Efeseni. Pe de o parte ni se prezintă la nivel de învățătură adevărul, chemarea cerească, promisiunile divine, și pe de altă parte ni se spune, să vă dau doar niște citate, versetul următor textului nostru, fiecare de voi să spună apropiului său adevărul, nu vă mințiți unii pe alții. Mâniați-vă și nu păcătuiți, nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe lichipzuite, nici glume proaste, și acestea să fie înlocuite cu un cuvânt cu har, cu cuvinte de mulțumire, jos hainele rele, în această imagine, este o comparație, și
echiparea cu hainele sfinte, jos haina nemulțumirii și alăcomiei, echiparea cu haina laudei pentru Domnul, a dărniciei, a sfințeniei de care vorbim. Și continuă cu același tip de sfătuire. Nu vă îmbătați, fiți plini de Duh. Nu fiți neînțelepți, ci fiți înțelepți. Condamnați lucrările întunericului prin lumină, deșteptați-vă să ne ajute Bunul Dumnezeu. Așadar, să lăsăm din plin să curgă peste noi apa cuvântului ca să ne lumineze mintea. Practic, nu citiți fel și fel de cărți, nu audiați emisiuni lumești, de filme nici nu mai spun. Nu ascultați și nu cântați orice fel de cântări. Lăsați ceea ce este duhovnice să vă inunde, că astea ne înnobilează și ne dau energiile necesare ca să abandonăm răul. Să nu ne expunem unor stări periculoase, ci să păstrăm poftele sub control, scop în care postul este binevenit, separarea de lume, neparticiparea la activități lumești. Cum să trăiești ca un sfânt dacă te duci la distracții cu ceilalți? Dacă vizualizezi diferite lucruri păcătoase la televizor sau pierzi vremea pe internet? Biserica e scăparea. Lumea este degradarea. Biserica este o entitate unde se formează sfinții, chiar dacă încă trăiesc în firea pământească, își controlează poftele, le suprimă, pentru că le dă Dumnezeu puterea aceasta. Aș vrea acum să observăm, după procesul devenirii, starea în care se ajunge, ca să nu ne oprim pe drum, să știm care e ținta. Sunt indignat de mediocritatea ce o văd în jur la creștini. Sunt ba trist, ba mânios. Mă apucă acea mânie sfântă, cum zicea psalmistul, când văd oameni care nu-s pasionați de cele sfinte. Se vede asta din vorbele lor, care participă la activități păcătoase, care nu se îngrozesc de starea lor mediocră și nu conștientizează să se rupă de cele lumești, să se uite în sus, mai cu seamă în vremea noastră, dat fiind semnele în care încerc să curgă cu repezitate că vine Domnul. Iată ce scrie aici în Efeseni, cum trebuie să ajungem noi. Textul citit, capitolul 4, versetul 24. După ce am fugit de stricăciunea care nu e prin pofte, cum scrie și în 2 Petru 1, și aici scrie după poftele înșelătoare. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu și dă detalii de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Adevăr pur, sfințenie adevărată. Sau scrie aici în capitolul 3, fiind vorba de acest context al epistolei, versul 17, haide la 16, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe, cum spuneam, că totul pleacă de la minte, frați și surori, împreună cu toți sfinții. Noi trebuie să fim sfinți. Unii nici nu se împacă măcar cu denumirea asta. De cum să priceapă întregul statut a unui sfânt, imaginea, viața unui sfânt. Versetul 19. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți. Ascultați-mă cu majuscule sublineața asta.
plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Sau cum scrie în capitolul 4, până vom ajunge toți la starea de om mare. Că asta se realizează în versetul 20, scrie în capitolul 3, prin puterea celui care lucrează în noi și care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, că nu ne duce mintea. Dar dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi, prin puterea tăriei Lui, vom deveni astfel de sfinți. Vom deveni ca El și vom avea părtășie cu El, cum scrie și în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3. Vă vestim ca să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Versetul 7, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Iată, mediul sfinților, oameni din casa lui Dumnezeu, care trăiesc în prezența lui Dumnezeu prin credință. Ascultați-mă, dragii mei. Nu trăiți sub nicio formă ca cei din lume. Trebuie să fie o diferență totală. Ei sunt afară, noi suntem în casa lui Dumnezeu. Noi vedem chipul lui Dumnezeu, imaginea care trebuie să o dobândim, starea în care putem să fim, să trăim. Doamne, ajută! Recapitulez. Oamenii s-au degradat și au ajuns aproape ca diavolul. Dumnezeu ne cheamă să ne arate drumul înspre slavă, înspre împărăția eternă, ca noi să devenim nu aproape ca Dumnezeu, ca Dumnezeu. Notez în concluzie căci Domnul Iisus Hristos este Cel ce a schimbat starea și destinul nostru. Așa am citit în capitolul 4, în textul nostru, versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Da. Că noi avem totul de plin în El, cum scrie și în Coloseni. Totul îi se datorează Lui. Jertfei de la cruce, lucrării sale din biserică, că El este capul bisericii, Duhului Sfânt care L-a trimis de la Tatăl, mijlocirii Lui ca mare preot. Asta am citit în Efeseni 1, să pricepem ce înseamnă că Fiul a fost așezat la dreapta măririi și ce decurge de aici, din acest har al mântuirii, în acest proces de îndumnezeire, aș putea spune, ca natură. Aș vrea să vă reamintesc rolul cuvântului al învățării în acest proces. Și în ultimul rând, ceea ce spuneam, că trebuie să ne controlăm firea noastră, e ceva ce ține de alegerea noastră. Scrieam 4:24, că ne revine nouă să ne dezbrăcăm de una și să ne îmbrăcăm cu cealaltă. Da. De noi depinde. Avem mijloacele harului. Avem chemarea. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne ajută și în caz de slăbiciune, de cădere, dar nu de trăire în păcat. Asta poate fi foarte periculoasă. Se poate pierde harul lui Dumnezeu. Da, dragii mei. Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție, cum scria Petru în versetul amintit întreagăt, a 2:1-3. Dumnezeiasca lui puter ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoaștere, că totul pleacă de la înțelegere. A celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, frați și surori. E raiul înaintea noastră, la un pas. Și noi ne uităm în jur după gunoaie și după imagini
pervertite. Ca să ne facem partași firii dumnezeiești și să fugim de tot ceea ce este în lumea aceasta, sortită pierzării, lumea și pofta ei trece. Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine ca să ne smulgă, spune Scriptura. Și noi suntem păstrați, cum spune Iuda, pentru Iisus Hristos. Pecetruiți pentru ziua răscumpărării, cum scrie în epistola și în capitolul care l-am citit din Efeseni 4:30. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să alergăm cu străință, să ne dăruim cu întreaga ființă, să uităm ce este în urma noastră, cum scria Pavel la Filipeni, capitolul 3, că ne-a fost pus înainte o ancoră, ne așteaptă Dumnezeu în slava sa, e gata să debuteze împărăția lui Dumnezeu, care va dura în vecii vecilor, în fericire eternă. Mai stăm la negocieri? Mai zăbovim să privim odată lumea? În loc să privim prin credință lumea viitoare. Din lumea aceasta un singur lucru să ne mai atragă, că pâinea cea toate zilele ne asigură Dumnezeu. Să smulgem pe câți mai mulți din foc, să salvăm ce se mai poate, ca oamenii să nu piară în nelegiuirea acestei lumi care e mai vinovată decât Sodoma. Nu mai este mult și vine focul lui Dumnezeu. Dar noi suntem chemați la slavă. În curând vor începe cântările din Apocalipsa 19, va începe nunta binecuvântat, cum spune acea frumoasă cântare, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori. Mai zăbovim sau ne îmbrăcăm cu hainele de mireasă? Să scuturăm țărâna păgânismului, a păcatului, toate straiele lumii și să ne îmbrăcăm în haine de sărbătoare, că vine mirele, să-L așteptăm. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că toate acestea ți se datorează. Planul Tatălui, binecuvântat să fie în veci, s-a realizat prin tine. Îți mulțumim și pentru Duhul Sfânt care l-ai trimis, pentru îngerii puterii tale și pentru toată biserica prin care suntem ajutați. Numele Domnului să fie slăvit în vecii vecilor. Amin.